Merge? Ce vii cu chestia asta? Ce vrei, te-ai bășit? Nu mă... Așa se aude când te aplici tu? Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu mașini modificate de teren accidentat sau fără asfalt sau cu asfalt și cu gropi sau niște mașini care merg în condiții mai grele, să zicem, sau au posibilitatea de a merge, nu neapărat că merg. Suntem cu Filip, îl știți, nu mai trebuie să... Bine, hai să zicem că îl prezint, el e Filip Stoica. Tot aduce mașini la noi că și le tot schimbă, își schimbă viața, zi, pasiunile și așa mai departe și ce face în timpul liber. Și de la, bine, de la Jeep a trecut la Ford, dar n-avem ce să prezentăm momentan acolo. Și de la, asta ce e, în locul cui? Hai, în locul lui Marco Polo. În locul lui Marco Polo, da, înainte, care e la Sebica, acum pe care l-am prezentat, îl vedeți în episodul cu gătitul, parcă, nu? Da. În episodul cu gătitul l-am prezentat. Avem Iveco Turbo Daily, cum îmi place mie să-i spun. Îmi pare rău că n-are proiectoarele, pentru că eu așa îl știu și când vine vorba de Iveco, în mintea mea este doar această dubă pe care o știu pe drumuri de întotdeauna. Deci dacă mă întreb ce face Iveco, dubă asta o face, dar nu chiar asta, că asta e o dubă mai specială. De-aia e și aici la episod să o prezentăm. Îl las pe Filip să ne spună despre ea și eu îl mai ajut cu întrebări din când în când, ca să vă țină la curent cu tot ce cred eu că vă interesează pe voi să știți despre această mașină. Zi-mi de mașină, cum se numește, ce an de fabricație? Este Iveco Daily 4x4 din anul 2023. E o mașină puțin mai specială, fiind produsă de Iveco ca vehicul militar. Se fabrică în altă fabrică decât cea de la Torino, în Bolzano, unde ei fac vehiculele militare. Este un camper 4x4 serios, așa i-aș spune eu. Are... Ea nu e camper din fabrică, a fost transformată ulterior în România. Vorbim și despre asta. Când ne ducem la interior, la vorbim interior, de camp, da. Noi am comandat mașina goală, a venit decât cu partea din față, bord, linoleu pe jos, scaune și așa mai departe. Iar în partea din spate a fost complet goală, tablă. Cred că am și niște poze să pun. O dubă goală. Cât a costat, să zicem, de preț, repede? Că oamenii se uită, mamă, mi-au și eu. Prețul de listă pentru o mașină de genul ăsta e în jur de 100.000 de euro cu tot cu TVA. TVA inclus? Dacă e pe firmă, vorba. TVA inclus? Cu e-factura. E puțin mai specială pentru că este un vehicul care poate să facă treabă în teren accidentat, având reductor, blocant central, față și spate, la buton, deci nu autoblocant, blocant ca la Jeep-ul Rubicon. Da. Vine cu niște roți. Adică, ce Jeep? Deci vine cu niște roți care au diametru de 35 de inci din fabrică, deci pe exterior, în afară de snorkel, nu a fost modificat mai nimic, să zic așa, pe partea de off-road. N-ai făcut cu negru, ai nu știu ce. Am făcut o siglă cu negru. E așa de fabrică. Da, așa. Mici detalii. Bară metalică, praguri, bară metalică și pe spate. Mamă, chestii. Chiar e metalic, am crezut că e de plastic. Pare, dar nu e de plastic. Da. Are un motor de 3 litri diesel, 4 cilindri, 180 de cai. Și o cutie automată cu 8 trepte de la ZF, vestita 8 HP. A fost unul din motivele pentru care am ales mașina asta. De ce nu Sprinter? Asta era o întrebare pe care... Nu am ales Sprinter pentru că Sprinterul actual vine doar cu un motor de 2000 diesel, fără reductor, fără blocanți, cu un sistem 4x4 High on Demand, îl numesc ei. Adică cam ce are și Marco Polo, de altfel e foarte bun, însă am zis să alegem altceva care e puțin mai serios pe partea asta de rezistență, durabilitate și așa mai departe, plus că Sprinterul nu există decât în variantă de 3,8 tone masă maximă autorizată și există posibilitatea, transformându-l în camper, să depășești această greutate și atunci să fie o problemă. Mașina de Iveco se conduce cu categoria C, are masă maximă autorizată de 5,5 tone. Noi acum am ajuns cu ea la 4,8 tone de la 3,6 goal. Ok. Ok. Are la fel scuturi din fabrică.
la cutia de transfer, la motor, la rezervor, la rezervor de AdBlue, la diferențial, la toate cele. Fiind o mașină din fabrică pregătită să meargă în teren accidentat în mai... și pe parte militară, să zicem așa. Da, da, fiind da. Făcut acolo la fabrică, ne gândim că e o mașină, cum zic oamenii, domne, ține la tăvăleală. Bun, și acum zic, ce planuri ai pentru partea frontală? Mă gândesc la proiectoarele alea sus. Proiectoarele sus. Nu cred că o să fie cazul să vedem. În partea din față doar, o să-i mai punem doar un troliu, care vine oarecum în locul numărului, o să vină decupat pe aici. E loc, să zice. E loc, e jumate înăuntru, jumate afară okay. O să stea. Okay. Cam așa se montează. O să-i facem o conversie la faruri de la halogen la LED, pentru că farurile ei sunt mai sus decât standardele europene de 1,20 m. Și cei de la Iveco au pus aceste lupe de la Hella ca faruri pentru fază scurtă și aici trebuie să îi punem ceva, o conversie la LED. Nu se poate momentan cu becurile actuale, trebuie schimbată lupa, bla bla bla. Deci nu... astea sunt farurile cum ar veni, parcă se bazează farurile. Mașina exact. Ca lumină. Astea sunt doar pe post de daylight, daylight. Și fază lungă. Ok. Atât. Semnal, far, și proiector și nu ești mulțumit de astea, zici? Nu. Deloc. Deloc. Și acum că avem aici, suntem pe lateral, să vorbim puțin de roți. Care-i treaba cu roțile astea mari, de camion? Roțile sunt, da, sunt dimensiune de camion. Au 265-70 R19,5. Da, poți să vii jantele la băieți. La băieții cu camioane, da. E o dimensiune atipică pentru că doar în dimensiunile astea găsești anvelope care să țină un tonaj okay. pentru care a fost ea gândită până la 7 tone. Ok. Pe viitor, noi vrem să înlocuim jantele de tablă cu niște jante de aluminiu pe 17, să putem să-i punem o dimensiune de anvelopă all-terrain, de la BF Goodrich, spre exemplu, 315-17. De turism, cum ar veni? De turism, sau? Dar cu un indice de greutate mai mare, adică okay. să poată să susțină cele 5 tone masă maximă autorizată cât le are ea acum. Ok. Stai puțin, să recapitulăm. Deci schimbăm roțile, punem anvelope. De cât o să fie anvelopele? Tot de 35, doar că o să fie aha. puțin mai late. 315 okay. în loc de 265. Okay. Și okay. anvelopă care, cea pe care o să o punem, o să aibă un perete lateral mult mai moale și o să amortizeze mult mai bine gropile okay. de genul ăsta. Okay. Okay. Ea nu prea o face acum. Păi are de rally ride, că mergi tare. Da. Mergi de la, după, de la cu pepeni, după cu pepeni. 120 pepenii da, odată cu tine, știi, tu îi vezi în oglindă acolo pepenii cum fac, știi? Și tragi 120 și să nu, știi, să ca nu la Dakar, să nu joacă, da, da, da. Să nu joace din talon. În talon. Kevlar nebunie. Bun, zi-mi de suspensie. Suspensia originală a cedat foarte repede, adică la 12.000 de kilometri m-am dus prima oară cu ea la garanție și am zis că are o problemă. Cei de acolo au zis că n-are nicio problemă. În fine, ce făcea? Ce făcea? Atunci când luai ce poduri de pe autostradă, lovea în sus, în up travel, cap de cursă. Și okay. atunci am zis că și când pica, pica ca din cer, așa. Bum, ok, deci amortizorul nu-și mai făcea treaba, nu, parcă nu mai era acolo. Ok. Am comandat o suspensie care a venit în 4-6 săptămâni, ceva de genul ăsta. Singurii care produc suspensii pentru mașina asta sunt niște francezi de la Performance Suspension, care fac suspensii pentru mașini de rally ride, Dakar, VRC, buggy-uri și toate chestiile astea, cu aplicații speciale. E o suspensie cu compensatoare, reglaje pe bound, rebound, compresie și așa mai departe, care acum, într-adevăr, își fac treaba foarte, foarte bine. Deci ca și comparația aia pe față... Nu au niciun fel de legătură. Dar da, când era nou, față de acum, parcă tot rău era. Parcă tot rău. Da, dar ideea e că am mers vreo 45 de minute pe un drum cu asfalt și gropițe mici, așa, deci doar unde lucra roata foarte repede. Mici, da. Și după alea 45 de minute, când m-am oprit și am pus mâna pe amortizorul original față, nu am putut. M-am atins și am simțit că m-am ars. Atât de tare s-au încins. De-aia am zis că ar ajuta să avem niște amorizoare compensatoare care nu se mai încingă atât de tare și disipă căldura mult mai bine. Nu au aer în partea de lichid hidraulic. Bun. Deci suspensia este schimbată, vedem pe viitor cum se comportă, ce se întâmplă. Da, da. Treabă bună, mai trebuie și roțile schimbate ca să mai luăm din greutate. Greutatea la roată, știți, e foarte importantă. Da, se simte acum... greutatea actuală a unui ansamblu roată are 72 de kg, iar cu setup-ul respectiv, jantă de aluminiu pe 17 și anvelopă BF Goodrich All Terrain 315 așa, care au tot același diametru exterior, ar ajunge undeva la 46 de kg. Deci 200 și un pic de kg, ăsta 140 de kg le scădem la mașină doar din înlocuirea jantelor și anvelopelor.
Bun, hai să mergem mai departe. Avem rock slidere care sunt și pe post de trepte, nu? Da, să da. Păi, e protejează de... ceva acolo, văd, văd lucruri. Aici e rezervorul de AdBlue care are și un scut de oțel. Jos acolo e scutul de la cutia de transfer, care are și o ieșire de PTO. Bine, noi nu o folosim, dar pentru cine ar avea nevoie, poți să montezi un generator de 10 kW. Să mergi cu motorul pornit, sucești butonul de la cutia de transfer pe ieșirea PTO, muți 8 trepte înainte și ia, generatorul începe și bagă până la 10 kW. Deci poți să ții un sat cu motorul pornit. Da, mă, ce tare! Poate vrei să fii primar într-un sat și asta e un argument. Pompe de apă se mai pot monta pe ieșirea asta pe PTO, tot felul de multe chestii astea utilitare. Nu prea ne interesează pe noi. Nu folosim, ok. Bun, geam aici, care bănuiesc e pus, nu? Geam, da. Geam aici. Aici era în culoarea caracteriei, tablă dreaptă. Aici avem geamul care e de la bucătărie, să zicem așa. Nu cred că a pus să vezi. Nu. Sus i-am montat o streașină, linia asta neagră, pentru că toată apa de pe panouri, când era ușor înclinată în dreapta, curgea direct pe plita de la bucătărie. Vedem. Și am montat streașina asta, nu mai avem problemă. Bun, ce e asta? Asta este un side pod sau o extensie pentru pat, pentru că am ales caroseria de 6 metri să intre pe un loc de parcare european într-un oraș normal. Am fost nevoit să dormim pe lat și nu pe lung. Altfel nu mai aveam atâta spațiu în interior. Dacă am dorit să dormim pe lat, lungimea patului ieșea de 1,80. Eu având 1,84, nu mă încadram de nicio culoare în pat. Iar cu aceste extensii, pe partea asta e mai îngustă, pe partea cealaltă e un pic mai lată, altfel nu s-ar fi deschis ușa laterală, a ajuns patul să aibă 1,95 lățime. Deci 15 cm doar pentru cele două extensii. Ea e decupată caroseria cam așa în interior, unde e patul. Aha, ok. Și aici? Aici te duci pe locul de mașini electrice, parchezi și poți să-ți încarci mașina. Ce tare! Nu? Poți să parchezi și gratis, probabil, acolo, nu? Cum e? Da, nu știu, habar n-am. Da, da. În principiu, de aici se încarcă de la șor, da? Deci de la priză. Se poate încărca cu un adaptor, bineînțeles, inclusiv de la stațiile de încărcare mașini electrice. Bun. Zim ce avem pe plafon. Pe plafon sunt două panouri solare care asigură oarecum curentul decent de zi cu zi. Împreună au 375 de W. Sunt de la Victron. Pe panouri ai bare de plafon? Panourile sunt legate de 3 bare de plafon originale de la Iveco care susțin 150 de kg bucata. Ok. Dedesubt sunt 4 proiectoare de la ARB, proiectoare perimetrale care au un unghi foarte mare. Toate se aprind individual de pe telecomandă. Când cauți loc de campare noaptea, ai aprins, simți că bate cineva pe la ușă și se pare că e ceva neregulă noaptea, doar ai deschis un pic geamul să vezi ce se întâmplă, ai aprins luminile și poți să vezi de jur împrejurul mașinii cu exactitate ce este. Ok. Mai sunt și niște chestii de ancorare. Da, nu, am ales să nu montăm o marchiză fixă, nu o folosim atât de des și de ochietul din față și de bara din spate legăm o bucată de material care se întinde și așa avem o marchiză, un umbrar foarte mare. E, nu? E și sus mașina rău. Da, e sus, e 3,10 m. 3,10 m. Sus, nu știu dacă se vede, mai avem și în partea din față ventilatorul Max Fan, care poți să-l folosești pe ploaie, nisoare, vânt și așa mai departe. Și în spate un Sky View, avem Sky View în pat, de 50 lungime pe 70 lățime, atât s-a putut pune de mare deasupra patului. Și ce dotări avem înăuntru? Aer condiționat? Aer condiționat în staționare la 12V de la Ebersprachr. Încălzire de la încălzirea și apa caldă sunt aceeași unitate, un boiler de 16 litri pe motorină de la Truma, Truma Combi 6D se numește. Are gaz? De fapt, nu avem sistem de gaz deloc în interior pentru că e nasol când, cu gazul când mergi la frig. Nu mai are același randament și am pus niște baterii de 440 de amperi litiu.
Echivalentul a 6 kW/h, ca să zic așa, că mă tot întreba cineva câți kW, nu știu, stai să calculăm. Da. Avem o plită, un ochi de plită cu inducție și cam și cuptor cu microunde. Apă caldă, da, chiuvetă, cam... Duș, chiuvetă, duș, toaletă. Chiuvetă, duș, toaletă, da, asta o să le vorbim, cred că, înăuntru. Hai să vedem partea din spate. Zine de spate, ce avem aici, asta e fierul ăsta în care mor eu, în spatele mașinii. Da, 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 e foarte periculos. Dar tu cu capul, am zis că gata. E foarte periculos și unde ai dat, tu chiar avea protecția de plastic, la următoarea era mai rău. Da, da, da. Asta e un suport de bicicletă și datorită înălțimii pe care o are mașina, am fi avut o problemă cu pusul bicicletei pe suport, aici, cum o prind sus, cum o faci. Și este un suport de bicicletă de la Fiama cu lift. Aici are o mâner ca la marchiză și coboară 70 de centimetri, să poți să spui bicicletele liniștit și când ai terminat le basculezi și le ridici înapoi în poziția lor. Și el se strânge așa. Așa arată strâns. Noi l-am folosit la mai multe lucruri decât cărat de biciclete. Ne-am cărat și supurile pe el. Acum am cărat bobul și snowboard-ul când am fost plecați de Crăciun și Revelion cu copilul. Bara pe spate e metalică, prinsă de șasiu. Scărița asta se poate plia până la 45 de grade. Mai are un reglaj. Ca se mai strânge ca să-ți dea un unghi ca mai să-ți bun, dea un unghi mai bun, însă momentan avem cârligul original montat, okay. Pe care cârligul o să acolo, îl modificăm și o să-i facem o cuplă de prindere americană aici sus, care tot cu... între șasiu va fi. Da. Și o să vin cu cârligul pe care l-am ăla coborât deja. Coborâre, da. E foarte jos cârligul ăsta și nu, adică poate și stai și rupi pământul cu cârligul respectiv. Suportul de biciclete a trebuit, el e prins pe ușă, însă aveam probleme cu ușa și a trebuit să-l prindem cu niște bare suplimentare și de balamalele ușilor. Okay. Ca idee, îmi intra apa acolo când aveam bicicletele puse pe... Okay. Tragea de ușă, e normal, tragea, nu mai ținea chederul. Acum, după modificarea asta, nu... Okay. Nu deschide mai... aici în spate să vedem ce avem aici, dacă tot suntem aici în spate. Ce-i cheie de Fiat 500? Da. Sau de Ferrari mai vechi, nu știu, cum vrei să o iei. Nu, Fiat 500. Fiat 500. Așa. Hai să vedem ce avem în portbagaj. În spate avem partea de garaj. Garaj? Asta spun băieții camperii, noi îi spunem portbagaj. Ok. Toate dulapurile și sertarele sunt luminate la buton. Asta e maneta respectivă. În partea din dreapta avem un buzunar cel mai generos, unde avem masă, scaune, păturică, calele de nivelat, umbrele și așa mai departe. În partea de jos sunt bateriile. În spatele dulapului ăsta e ascuns, este sistemul electric cu invertor DC-to-DC și toate cele. În fiecare dulap se poate accesa și pe ușa mare, în cazul în care ai de băgat chestii mai mari decât intră pe ușa asta, la fel și aici. Dar e folosită, de-aia sunt tot felul de chestii băgate. Aici e tot ce ține de apă, robineți, dacă s-a spart vreo țeavă, de aici o oprești, vas de expansiune pentru apă, o valvă anti-îngheț, da? Deci când simte că a înghețat aici un gel în ea, declanșează, pornește pompa și scoate toată apa din toată instalația. Am văzut-o. Aici avem dușul exterior. Cu apă caldă, apă rece, cum faci? Cum vrei. Da. Opa. E, te vrei să -ți fac? Da, nu. Te-ai murdărit la Adidas? Nu, da, e ok. N-are nimic. Orice pentru fanii noștri. Așa. E băț, mă, ăsta are furtun. Are mașina asta opritor, să spui. Nu mai are, că i-am făcut treaba aia cu balamalele și nu mai are. Corect. Trebuie să-i facem o țeavă de aici, care să stea așa atârnată și când ai venit, ai pus-o aici. Clanc într-un șurub, știi, să nu mai pice. Da. E pe to-do list. To-do, da. Bun. Lumina asta. Asta-i patul. Aici e patul. Ce vedeți voi, e patul. La fel, partea asta de pat de mijloc se poate ridica, pun acolo, ca tu să poți să... Dacă ai nevoie să cari o scară. Cum cari o scară? Vrei să cari o scară lungă. Desfaci ușa din spate, ai ridicat patul și ai, poți să te plimbi, să zic așa, pe aici. O stai în picior, da. Dulapuri și astea cred că le... Bun, alea le vedem înăuntru. Bun. Avem gură de încălzire și sub pat, ca să îți încălzească iarna când e frig, de la uși vine cam cel mai mare frig. Ok.
Și cam atât, să zicem. Hai la interior, la căldură, la... Întoarcem scaunele, să stăm joace, așa? Nu? Avem 3 scaune aici. Hai să vorbim un pic de bord și de dotările la interior, că e o dubă, dar poate oamenii vor să o și conducă, nu neapărat să, doar să doarmă în ea. Avem, văd că, 2 scaune cu cântar, nu? Ceea ce da, mi se pare super cool. Sunt 2 scaune cu cântar, într-adevăr. Te ridici, se ridică. Da, cu amortizor. Cu amortizor, da, setezi câte kilograme ai și... El amortizează, sunt primele și singurele scaune, din ce mi-au zis cei de la Iveco, cu spumă, cu memory foam. Sunt foarte, foarte confortabile. Noi le-am montat sistemul de swivel plates, cele care se întorc din poziția de mers în poziția de camper. Ca să avem aici un living. Avem un living unde poate să se acomodeze până la 3 persoane. Scaunele mai au încălzire. Bordul e un bord de Iveco Daily standard. Cu climă automată. Cu climă. Clima automată. Blocanți. Butoanele de blocanți. Și ce mai are Daily 4x4 față de un Daily normal? Buton de heblu general pentru curentul de motor. Ai ajuns în camping, ești tu Sebe și ți-e frică că rămâi fără curent, okay. Ai apăsat pe butonul de off și bateria de la motor este complet decuplată de mașină. Asta a fost o dotare standard la Iveco Daily 4x4. Aha, și mai e o priză acolo, credeam că e ceva. Priza asta e încălzire în oglinzi, e separat, adică nu ca la mașina normală, când ai la lunetă se încălzește și oglinzile. Totodată se încălzesc și lamele de la ștergător, au niște rezistențe chiar unde stau ele și nu îngheață. Le-am folosit la ieșirea noastră de iarnă, chiar nu înghețau. Bună treabă. Geamuri electrice, oglinzi electrice, deci da, da. Are dotări de autoturism. Are volan de Ferrari. Oh my god. Da, o să ia Dobrescu un cadru, dar are volan de Ferrari. Da, adică... ca să mai râdeți de duba de pepenea lui Filip. Da. Ce s-a oprit? S-a oprit camera aia? A piuit ceva? Da, piu e pe aici. Pe piu e pe la... Ce fa... piu... A, Dobrescu, cred că a, pe a pornit la de... la n-are nimic, n-are nu contează, nu contează. Detalii. Da. Bun, acum hai să vorbim de... hai să vorbim de partea asta de conversie, unde ai făcut-o, cât costă, cum ți-ai ales, cum ți-ai împărțit. Tot ce ține de conversie a fost făcut în România, la niște băieți foarte mișto, de la Brașov, îi cheamă Sphinx Camper Conversion. Și am mai făcut-o, cumnatul meu, o dubă la ei, cu câțiva ani în urmă, a fost foarte mulțumit și am văzut că sunt super dedicați proiectelor custom și de aceea i-am ales și noi. Ulterior de atunci au apărut soluții mult mai mișto în calitate de materiale. A fost folosit un lemn de Alabasia care e super tratat și chiar dacă stă scufundat în apă o perioadă lungă de timp, el nu se umflă și e foarte ușor, asta e a doua calitate a lemnului, adică o bucată de genul ăsta e mult, mult mai ușoară decât o bucată de plop stratificat normală. Niște prize aici, nu vreau să le acopăr. La ei, la băieții de la Brașov, de la Sphinx, a fost făcută conversia completă, adică noi le-am dus duba goală. Și ei au făcut izolație fonică prima oară cu acele insonorizante fonice pe care le pun și ăștia la băieții care fac modificări la muzică. A fost capitonată toată pe interior, nu doar anumite segmente, după care a venit izolația termică ceva 10, 6, 3 prin diferite locuri în funcție de cum îți permitea locul să poți să pui și pereții peste. Cu K-Flex, cred că se numește izolația termică. E foarte importantă izolația asta, că te ajută în odată în zilele friguroase să meargă mai puțin căldura și odată în zilele călduroase să meargă mai puțin aerul condiționat. Correct. Sistemul electric este complet de la Victron, în afară de baterii. Baterii, am ales alte baterii, nu cele de la Victron, pentru că au și acel BMS în interior integrat și acele pături de căldură tot așa integrate direct în baterie. La Victor trebuie să le cumperi separat. Am vrut să fie un sistem electric puternic, dar totodată simplu. Adică un invertor de 1,6 kW, noi avem doar de nevoie de 1000, atât are cuptorul cu microunde și plita pe putere maximă. De la alternator încarcă cu 50 de amperi.
într-o oră, la 50 de amperi la 12V într-o oră. Și de la soare în zilele bune și când soarele bate și nu încinge panoul și așa, poate să bage până la 20 de amperi pe oră. Bun. Depinde, da, la fel de norul. Da, unghiul, e murdar. În medie, da. În medie bagă 16-17 amperi. Okay. Într-o zi cu soare. Pe oră, în principiu, dacă nu folosești aerul condiționat și doar gătești un mic dejun rapid și așa, de pe o zi pe alta se și încarcă până la 100% înapoi, adică n-ai nevoie de curent de la priză. În rest, compartimentarea, în principiu, am știut ce am vrut. Pe dimensiunea asta, ca să poți să acomodezi 3 persoane, nu prea ai ce să faci altceva. Adică e cam un standard, să zic așa, dacă vrei să ai 3 locuri și locul pe care stai tu acum. Dacă... Adică discuția de 3 persoane este pentru că în timpul deplasării fiecare ocupant al mașinii trebuie să aibă un scaun omologat cu tot cu centură. Exact, adică nu puteți să stai, mă, că mai am loc 3, merge să vin 4 cu pomii. Da. Și eu, știi? Și ăștia, lasă-mă că Marius merge în picior. Da, da. Am uitat să pun o bară, să poți să-ți ții de ea. Ții de bară și iată. Adică asta e ideea cu 3 persoane. Da, ea a venit cu două locuri și scaunul ăsta a fost omologat la RAR. Este un scaun cumpărat de la o fabrică din Timișoara, care produce și pentru Europa. Fiind singurii care sunt acreditați RAR, care produc scaune pentru Iveco Daily 4x4. Alții nu există pentru România, probabil în Germania, în Spania, nu contează producătorul, dacă el a fost prins corespunzător și de caroserie, și de șasiu, și de traverse, și așa, și așa, probabil că pot fi omologate în alte mai țări. Simplu, sau cine știe. Da. De care culege oleu. A pus pe pereți parchet și pe jos ai pus din oleu, că la săraci. Da. Tu ce ai în camper pe jos, nebă, gresie. Gresie. Te trage la picior. Eu am vrut să pun acolo la bucătărie puțină gresie, asta aia cu cuburi mici, așa, dar din familie nu s-a văzut. Nu s-a văzut, am înțeles. Ăla este paravan antistrop, așa se numește, de la Dedeman. Ok, antistrop. Adică, cu model, cu... Frumos. Tot ce trebuie. Da. O să facă nerea niște modele acolo cu markerul. Cu markerul, băi, știi cum unește niște linii de alea. Să vezi ce X și 0 joacă. Bun. Compartimentare. Avem pe partea asta unde stă Marius și nu se vede, dar o să prezentăm partea de frigider. Aici scaunul și în spate duș, toaletă și pat. Da. Cât poți să stai în mașina asta independent, off-grid, nu la camping? Off-grid, cred că... Te lasă primul și primul lucru care te lasă e apa. Asta, noi avem un camper standard, are 100-120 de litri de apă. Noi avem 200 de litri de apă. 200-220, cred că cu tot cu ce e pe instalații, țevi, conducte, boiler și așa mai departe. Cred că 5-7 zile, depinde cât de cumpătat ești cu dușul. Acolo consum cam cea mai multă apă. Curentul nefiind o problemă, având panouri solare, să zicem în condițiile cele mai bune, poate 5 zile, 7 zile, să stai pe loc fără să te miști, deși scopul nostru nu este ăsta, adică noi nu stăm niciodată atât de multe zile pe loc, stăm 2-3 zile, ne mutăm, ne ducem mai departe, că de asta ne-am făcut camper. În timpul în care te deplasezi, mașina se încarcă de la tine. Alimentezi cu apă, cu curent, cu toate cele, o să golești rezervorul de apă gri, deși e fiind doar rezervor de apă pentru duș și chiuvetă, dacă folosești săpun bio și așa, poți să-l golești oriunde, ne contaminând cu chimicale locul unde pică apa gri. Fiecare geam are plasă de țânțari. Se și deschid. Se și deschid, da. Plasă de țânțari și... să le facă complet, să nu trecă complet. Ca să te trezești la 6 dimineața. Și la alea din față? La alea din față avem niște 3 bucăți de materiale și izolare termice. Sunt acolo lângă Daniel, făcute rolă. Când ajungem la camping, primul lucru punem sunblockerele pe față. Și ulterior... Sure. Spiritul de tirist. Nu, e foarte bună. Trei geamuri. O să rămână astea pentru că de la anul când nerea o să mai crească, patul ei o să fie cu scaunele întoarse și o să aibă o saltea peste scaune dedicată pentru Iveco cumpărată din Spania de pe un site.
La două noapte plecați cu mașina. Pleacă ea cu mașina. E în spate. Da, da, da. La un an și 6 luni când o să plecăm data viitoare. Și atunci o să-i tragem o perdea să nu o deranjăm cu lumina când noi mai stăm pe aici. Mai mâncăm ceva, ne punem în pat la un serial, ea o să doarmă toată perioada asta și să nu o deranjez cu lumina. Așa și-ar dori Philips, el să trezească dimineața, nerea să doarmă, el să-și facă cafeaua, să iasă, da, să nerea să mai doarmă, ai vrea tu, ai vrea tu, dar de fapt, știi? Expectations versus reality. Ce vorbești, mă, de unde, mă? Bun, hai să facem un tur în interior, să ne arate Philip cum funcționează, cum arată frigiderul, cum arată aia, cum se aprinde lumina aia, cum apeși LED-ul ăla și se stinge lumina aia. Asta nici nu apeși cu taci. Taci, da. E, băi. Și cu dimmer, da, deci stinge, ia într-o parc. Da, am vorbit de cât a costat chestia asta? Nu știu. N-am vorbit. Cât a costat modificarea la Sphinx în România, în cu tot? În jur de 40.000 de euro cu tot cu TVA, ce include manoperă, piese și deci toate cele. Deci această dubă goală, da, goală, da, da. 40.000 cash, de fapt nu cash, că nu se poate. Da, nu e-factor. Se poate. Am luat bani și 100 de la e-factor, ăștia promovez puternic. Facă lumea tot așa, să îmbogățească statul. Deci 40.000. Estimativ așa, exact nu pot să spun pentru că au fost multe chestii pe care le-am cumpărat noi, le-am mai făcut și noi ulterior. În banii ăștia au intrat și baterii și tot ce înseamnă electrică și așa mai departe. O parte da, o parte nu, nu știu să zic așa. Ok, 100%. Deci 40-50 de mii, da, ca să-ți poți transforma un Iveco care a costat 100 de mii într-o mașină cu care te poți duce, să zicem, pe majoritatea drumurilor accidentate și să poți să stai 4-5 zile unde vrei tu. Unde vrei tu, da. Acum cât de legal, cât ai voie, cât n-ai voie, astea sunt cu totul și cu totul alte discuții pe care o să le avem în alte materiale, pe la mergem noi la camping și așa mai departe, discutăm de chestiile astea. Hai să vedem ce avem pe aici. Avem aici pe lângă Capri Sun. Nu, să nu vezi niciodată în viața voastră așa ceva. Niciodată, adică eu am zis că pentru că alt e mai bun, că e cu zmele. Îl desfac acum. Simți chimicala, nu? Este fix detergent de vase combinat cu ceva soluție de jante. Curățitor de jante. Da, 100%. Da, să nu luați, eu am zis că dacă tot, poate cine știe, ajung vedetă internațională, asta e naturală, nu băgăm. Așa? Ajung vedetă internațională și poate mă dezgura pe lumea peste 20, 35, 40 de ani să fiu exact cum ați îngropat. Haide mă să-i dăm drumul la prezentare. Aici e ușa laterală, tot cu aceleași țan, blocăre și plasă de țânțar, geamul la fel se deschide. Plita cu inducție, plita electrică cu inducție, blatul de lucru la bucătărie, chiuvetă din ceramică ca acasă, a fost una din cerințe, bateria de la baie, apă rece, apă caldă, poți să tragi, speli, are și mod de duș. Asta nu mai revine mereu cum trebuie, că sunt chestii puse prost în depozitare. Așa, astea au fost puse de noi, mai pui o căciulă, o chestie, tot felul de cârlige. Asta este telecomanda care, cu care controlezi max fanul. Ventilatorul de sus, îl pornești și ai diferite trepte de intensitate. La 100% poate fi folosit și pe post de hotă. Adică dacă gătești și dai drumul la ăsta, nu se simte nimic în toată mașina. Aici sunt câteva sertare. Furculiță, cuțit, lingură, linguriță de lapte, poate ai nevoie, poate o ață dentară și așa mai departe. Așa sunt toate sertarele, cu pahare, uleiuri și de la sertarul 3 în jos, sheet-uri. Furculiță, nu furculiță, avem foarfeci de scame, tot felul de chestii. Aici în partea de jos avem farfuriile, câteva tigăi, oală, uleiuri și acolo e spațiu de depozitare pentru legume. Nu se încălzește foarte tare acolo, de aceea am ales să ținem legumele acolo. L-ai testat vreodată? L-am pus la test. Stai așa un pic, să-l închidem. Oh, merge! Așa.
Aici avem frigiderul, este un frigider de la Dometic de vreo 70 și cred că până în 80 de litri. Ce e foarte mișto la el este că are deschidere pe ambele părți. Dacă ești afară și ai nevoie de o bere, ai ajuns imediat la frigider. Iar dacă ești în interior și ai nevoie de un cașcaval să faci o omletă bună, îl deschizi și pe partea asta. Are câteva moduri de folosință. Quick cool, când abia ți-ai băgat produsele să le răcească mai repede, modul de performanță unde are cel mai optim consum, cel mai optim randament și modul de quiet, să nu te deranjeze dacă ar fi fost montat lângă pat. Acum în ce domeniu? Cred că e în performance acum, sau eu știu în ce mod l-ai băgat tu mai devreme după testul ăla. Nu s-au de nimic oricum. Așa, aici în partea de sus este controlul la tot ce ține de electric, inclusiv rezervorul de apă curată, rezervorul de apă murdară. Poți și poți, aici teoretic vedeai dacă erai legat la priza de curent exterior și tot felul de relee din astea pentru anti-îngheț se mai pot porni de acolo. Vezi cât încarcă panoul solar, cât încarcă de la motor, cât mai ai în bancul de baterii și tot felul de chestii de astea ce țin de electrica camperului. Aici în partea de jos este încălzirea și apa caldă. Ai posibilitatea să pornești doar apa caldă sau ai posibilitatea să pornești căldură și apă caldă. Automat când face cald, îți face și apă caldă. Aici e butonul de butonul care întrerupe curentul general. E atracția principală al NRE-a, butonul ăla. Sus avem două dulapuri. Primul e puțin retras față de al doilea ca să ofere mai mult spațiu la nivelul capului, ca aici stai de obicei. Asta e un pic mai lat. Aici la fel, avem un dulap tot așa retras să te poți urca, să te poți pune pe scaun mai lejer. De obicei aici ținem sheet-urile popcorn pentru cuptorul cu microunde. Poate un biscuite, o pastă. Aici e cuptorul cu microunde, am ales tot unul de la Dometic, nu diferă cu nimic față de unul normal de casă. Doar ce mi-a plăcut la asta că nu are farfurie din aia de se învârte jos ca să-ți facă zgomot la grop și așa mai departe. Are tot așa funcție de defrost, tot ce au cuptoarele normale cu microunde. Am pus o oglindă de la IKEA din asta care nu are cum să spargă. Aici e baia, nu știu cum poți să vezi în ea. Mă descurc. Te descurci, nu? Bun. Vorbește tu de ce în ea. În baia avem o toaletă WC cu compost, adică se duc separat, să zic așa, felul 1 și felul 2. Da? Când vrei să faci felul 2, deschizi clapa, când nu faci felul 2, se duce în rezervorul de felul 1. Ea are un pământ în interior și pământul respectiv cu timpul descompune ce faci tu acolo și nu ești nevoit să folosești chimicale cum se folosesc la toaletele de camper convenționale, acele cu chimicale. Toaletele respective, adică dezavantajul lor major este că nu poți să le descarci oriunde. În schimb, acest pământ ar trebui înlocuit cam la o lună, o lună și jumătate și poți să-l strângi într-o pungă, l-ai închis la gură și l-arunci la gunoi. Adică nu ești nevoit de spații special amenajate pentru deversarea toaletei. Ăsta e dușul, tot așa cu apă caldă, apă rece. În partea unde e lemnul pe jos, pe acolo se scurge apa. Un spațiu de depozitare pentru gel de duș și așa mai departe. Și foarte interesant, de la bărți am luat ideea asta. Astăzi că o sfoară care o prinzi aici, după ce ai strâns-o, poate fi folosită pe post de uscător de rufe, prosoape și așa mai departe. În partea din spate e patul. Am ales să dormim, v-am spus când explicam afară despre aceste extensii. Am ales să dormim pe lățimea mașinii. Aici în partea de sus avem două dulapuri care sunt mai mari, fiind partea de la picioare, sunt mai adânci și nu ai de ce să te lovești.
atunci când stai în pat, deci nu te încurcă cu nimic, că sunt un pic mai mari. Aici am făcut un dulap mai mic, pentru că atunci când te ridici din pat în poziția în care stau eu, nu atingi cu capul partea asta. Aici avem o zonă de umerașe, nu știu dacă poți tu să o vezi. A fost o cerință familiei să avem umerașe în camper. În partea aia de acolo avem controlul de la luminile de... Ce? Aici. Avem un buton care aprind luminile de jos, atunci când vrei să te duci la baie noaptea, să nu deranjezi pe toată lumea din camper. Și tot acolo avem și controlul de la aerul condiționat. Stai. Ce? Ce faci? Îmi fac la microunde niște... Gătesc. Încălzeam astea. Nu vezi tu? Nu-i ce de mine, că mănânc. Ce sunt spatele tău? Ce e în spatele tău? Da, în spatele meu avem ușile și acestea sunt amblocările care vin montate și în față, în alțe, bineînțeles. Ele sunt o foarte bună izolare termică și face ce face și partea Fresh and Black de la Decathlon. Deci nu trece lumina prin ele și izolează inclusiv termic. Avem în plan... Se găsesc sau se fac? Noi le-am cumpărat de pe projectcamper.de, care numai cu asta se ocupă și fac pentru foarte multe modele de mașini. La ei se poate alege inclusiv ce colorit sau model, design vrei aici, vrei negru, vrei albastru, vrei ce culoare vrei tu. Noi am vrut negru să nu mai fie atât de tare vizibil când mașina e parcată într-o parcare și noi dormim în interior. La fel, o lumină de la picioare cu dimmer, trapa asta care se deschide foarte mult și aerisește foarte bine pe timp de vară camperul. Aici ar fi fost inițial partea de tablă a camperului, a mașinii, a dubei. Nu făcea parte din camper, care a fost tapizată cu o mochetă elastică, tot de cei de la Brașov, de cei de la Sphinx. Și avem în proiect, e în lucru, o altă, cum să zic, o altă protecție termică care o să vină complet pe, care o să muleze complet cadrul exterior al ușilor și tot așa cu acces la geamuri. Și ce e foarte, foarte mișto la ea e că vara poți să o lași doar pe post de plasă de țânțare, adică să poți deschizi ușile, să umbli la portbagaj și să nu ți intre țânțarii în mașină, muște și așa mai departe. Momentan, cum ține la frig situația actuală? Păi, cred că am dormit la cel mai frig cât să fi fost atunci, Dani, minus 8, 9, 10, ceva, și n-am avut treaba. Adică noi dormim în pantalon de pijama și în tricou, fără ciorapi, fără căciuli, fără chestii de genul ăsta. Folosim într-adevăr plapuma pe care o avem aici. Acum de-abia ne-am întors dintr-o plecare și da, nu e montată. Eu dorm foarte bine, am loc aici. Saltea clasică? Nu, este o saltea făcută de cei de la saltelehoteliere.ro. Cu ei lucrează băieți de la Brașov. Ulterior, pentru că am dormit foarte bine în camper, mi-am luat o saltea de la ei și acasă. Mamă, dar miros și bine. Da, am mâncat, am gustat. Ai mâncat, ai gustat. Bun. Ce ne mai zici de aici? Mai e ceva? Păi nu prea mai am ce să zic. Televizor când pui? Nu pun televizor. Nu. Mi-aș dori să-mi schimb laptopul cu o tabletă, pentru că pe tabletă se pot salva serialele de pe Netflix, pe laptop nu. Terminat? Cred că da. Eu sper să fi terminat. Gata, nebunule! Bravo, nebunule! Am mai făcut un episod! Share, like și subscribe dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant. Dubai tare, n-ai cum să nu-i dai like. Trebuie să fii hater mare, adică mai mare decât mine, ceea ce e greu. Că eu sunt hater, că e Iveco, dar, repet, de la Iveco n-aș lua altceva decât duba asta. Pentru că este produsul lor cel mai de preț, ca să zic așa.
Ne vedem în următoarele episoade, aventuri, camping, ce mai facem noi, evenimente și așa mai departe. Share, like și subscribe, băieți. Share, like și subscribe.